Partea a doua a emisiunii de astăzi, Bucovina Sport Action, înainte de publicitate, întrebam cum am reușit să rezolvăm această problemă a lungimii băncii. Cu juniori sau am reușit să mai aducem ceva întăriri pentru promovare? Din fericire, am reușit să aducem în această ultimă parte a turului, să spun eu, niște jucători mai experimentați cu mai multe jocuri în Liga Națională. E vorba de Furac, l-am adus la Făgăraș, extremă dreaptă, Juverdeanu, de la Bacău, extremă stângă, deci acolo să zicem că ne-am întărit bine pe posturile respective. Între timp, acum în ianuarie, a venit și un pivot din Bosnia-Herțegovina, tot așa un pivot care are meciuri, știu eu, bune, a avut și meciuri la echipa națională a Bosniei, a avut și sezoane petrecute în Turcia, deci un CV destul de bun și pivot care sperăm să ne ajute, pentru că acolo aveam, să zicem, era un post unde aveam un deficit din cauza neexperienței băieților care erau pe postul respectiv. Ei, acest pivot care a venit are 32 de ani și care are o experiență, știu, în spate și care sperăm să ne ajute în drumul nostru către revenirea în prima ligă. Bun, mai important e să se și integreze și el în angrenajul echipei. Facem pentru tot că posibilul... nu CV-ul joacă. Exact. Facem tot posibilul pentru că urmează meciul, am avut meciurile astea de pregătire, urmează alte meciuri de pregătire și până la începerea campionatului, sau până la începe, că acum și campionatul dacă începe. Bun, avem la meciul la Iași, după iarăși pauză de vreo două săptămâni, meci acasă cu Târgoviște. Nu urmează niște meciuri. Păi nu, din ceea ce îmi spui, mai tari sunt meciurile astea amicale. Exact, noi pe astea mai mult ne bazăm. Mult mai tari și mult mai relevante. Adică mai curând, cred că va trebui în timpul campionatului să mai găsim în aceste perioade de pauză să avem posibilitatea să disputăm un meci de pregătire cu echipa de primă ligă. Și asta fără a fi aroganți când spunem acest lucru. Și fără supărare. Chiar nu e aroganță. Pur și simplu acesta e nivelul momentan. Da. Și sună trist că nivelul așa a scăzut din moment ce trebuie să scauți meciuri amicale cu echipe de ligă. Da, pentru că obiectivul nostru e acolo, ligă. E cât se poate de clar. Nu vrei să stai să-ți măsori forțele cu echipe gen Târgoviște, când nu câștigi absolut nimica dintr-un meci de genul acela. Da, până la următorul meci cu Botoșaniu, să zici, oficial din campionat. Meci care are miză, are tot ce e. Exact, da. Trebuie să ne mai găsim adversar pentru, da, și pentru a rămâne la un nivel de joc și de concentrare. Asta e cel mai important, da. Cred că mai mult sunt demobilizatoare multe din meciurile cu echipele din Liga a doua. Pe bune, adică e cu din păcate, pentru că, nu știu, nu desconsider adversarii, dar cred că sunt unii care pur și simplu participă numai din dragul de a participa. Mi-aduc aminte, an la rând, când Suceava avea acea echipă a doua, care era la nivelul acestei ligi, care nu avea drept de promovare, dar dacă ar fi fost... Terminat pe primul loc. Terminat pe primul loc fără nicio problemă, an la rândul. Ceea ce cam spune în bună măsură și din punctul ăsta de vedere ce înseamnă nivelul ligii a doua. Bun. Cum simți noii colegi care au venit în această iarnă? Noi colegi s-au integrat foarte repede cu Furac și cu Juverdeanu, au mai fost colegi. Da, în bună măsură au fost și la recomandarea ta? Nu, chiar nu. N-am fost implicat în chestii de genul ăsta. Dar bun, nu te acuzam că te-ai transformat în impresar. Nici n-am luat asta. Mă cunosc cu ei, cu Furac am fost coleg la Timișoara, cu Juverdeanu am fost coleg la loturile naționale când eram copii și am fost coleg inclusiv cu el și la Bacău, deci ne cunoaștem, n-a fost o problemă foarte mare de integrare la ei. Acum cu pivotul bosneac încercăm să ne integrăm cât de repede în grup. Are calități, adică fizic e ce trebuie pentru fizic, pivot? Da, este ce trebuie, are și experiență, 32 de ani, cam... e o vârstă frumușică în handbal și cam trebuie să ai multă experiență adunată și se vede. Aduce un anumit calm și în apărare, aduce un plus, cam peste tot unde e.
Asta e bine. Asta e bine că exact pe această echipă foarte tânără, cum mai trebuie un nis de experiență. Mai trebuie să presărăm și... Exact. E, într-adevăr, eu nu mizez întotdeauna pe experiența acumulată de Andrei, de Adi, de profesorul... Gervan. Gervan, da, Petru Gervan, care... este din nou alături de echipă și consider că e un lucru foarte important pentru acest angrenaj, dar trebuie și în teren. Trebuie și în teren. Adică avem nevoie. Am calea asta de comunicare, nu știu, că e o mică problemă în ceea ce înseamnă comunicarea. Neapărat atât timp cât se ascultă indicațiile de la bancă și nu... Dar nu știu, bosniacul ăsta nostru vorbește... Da, suntem vorbitori de engleză, adică ne descurcăm cu el. Se descurcă bine, da? Da, ne descurcăm cu el în engleză, suntem care să-i traducem. Sau... Nu, nu sunt probleme chiar așa mari la canalul de comunicare. Nu știu, eu știu că în bună măsură contează. Contează, dar majoritatea termenilor sunt cam standard, adică, ok, el cunoaște termenii în limba lui... Acum, depinde și cum te răstești de pe margine, s-ar putea să înțeleg exact. Chit că nu înțelegi. Exact. Un limbaj universal, să spunem așa. Da. Păi, nu că dacă e să punem în balanță absolut toate aceste detalii, practic noi un vârf de formă ar trebui să-l avem când ar fi primul turneu semifinal. În mai, nu? Pe undeva pe aici ar trebui să fie. Mai devreme? Da, mai devreme. Păi numai la finalul mai deja ar trebui să termine totul. Sau martie, turneul final ar fi în turneul în de baraj ar fi, cred că, la finalul lui mai sau la începutul lui iunie. Da, maxim așa. Începutul lui iunie. Turneul de baraj, deci celelalte două turnee vor începe probabil în martie. Pe asta de anul trecut parcă a fost gata la sfârșitul aprilie. Sau mai pe la mijloc, ceva de genul. Da, da. Turneul final era gata deja. Bun, campionatul ăsta regulat, ca să zicem așa, în câte meciuri se încheie? Dar noi avem un al doilea tur și retur, gen. Da. Avem câte două meciuri cu fiecare echipă și după aceea se... 8 meciuri. Termin. Deci vom avea 8 meciuri oficiale, să spunem așa. Da. În sezonul regulat. Da. Nu știu, o spun și eu repet, singurul meci cu miză rămâne ce... Sau singurele meciuri cu miză rămân cele cu... Da, nici cu meciurile cu Galați nu o să fie chiar foarte ușoare. Da. Trebuie tratat la fiecare... La nivel și asta... am pățit-o de atâtea ori în cadrul acestor emisiuni. Întotdeauna următorul meci e cel mai greu. Exact. Da? Chit că joci cu Târgoviște, care da, dacă nu tratezi serios fiecare meci și cel puțin asta am fost obișnuit întotdeauna, ba chiar căline să știi că nu de puține ori, personal, dar nu, repet, nu opinia mea contează, dar îi certam pe, cu ghilimele de rigoare, că nu-mi permit lucrul ăsta, dar le reproșam, mai corect spus, antrenorilor de la echipa Sucevei, că în meciuri în care n-aveau absolut nicio șansă, zicem, jucai cu echipa de pe primul loc care mărșăluia în campionat, ei tratau meciul foarte serios și încercau să îl câștige pe ăla. În condițiile în care, în respectivul meci, în condițiile unei bănci scurte, se mai accidentau și doi jucători sau ceva în genul ăsta și după aia când venea următorul meci care trebuia musai să-l câștigăm, ne trezeam că... și, băi, de ce n-ați tratat mai rău? Nu. Fiecare meci... Da, fiecare meci trebuie tratat la victorie, pentru că așa crești în valoare. Că așa n-ai putea spune. Ok, urmează turneul de la Baia Mare. Da. Jucăm cu Turda, echipa de pe locul 2. Nu poți să zici că mergi la Baia Mare și o să intri în teren și o să stai și zici, bă, noi nu jucăm cu voi, că... O să încerci, pe cât posibil, să vezi cât de mult te apropii de valoarea lor. Clar, e o diferență foarte mare de valoare între noi, deci n-are rost să stăm acum să spunem că da, ne putem măsura forțele cu Turda 60 de minute. E imposibil să spui chestia asta. Da, trebuie să vedem, să punem anumite faze din joc, să testăm apărarea cu ei, cum reușești să te aperi cu o echipă de pe locul 2 din Liga Națională. Faci față, ai putea face față sau unde mai ai probleme, o să fie foarte greu. Turda locul 2, Baia Mare locul 4, Reșița să zici că e echipa cea mai jos de acolo. Dar care Reșița? Care Reșița oricum. Și ei sunt tot mult așa cu o tradiție, da. Mult peste noi. În primul rând fizic,
Sunt alți jucători, s-au văzut și la meciurile acestea cu Vasului. E un plus de forță la ei. Gabarit, experiență. Da, e destul de greu. Da, dar tocmai asta e partea frumoasă, că trebuie să încercăm, trebuie să facem. Da, corect, așa îți măsori forțele și vezi unde mai ai probleme. Poți, ai putea cu echipa gen care avem acum să faci față într-o ligă națională cu echipele care sunt în momentul de față, sau n-ai putea să faci față? Unde mai ai nevoie? La ce mai avem nevoie să lucrăm? Să lucrăm, să mai aducem, pentru că exact. Și asta e ceva probleme. Acum, la reunirea lotului, a venit cineva cu un kilogram, două în plus? Nu, chiar a fost foarte bine. Din punctul ăsta de vedere, ca niciun an s-a întâmplat să, ca băieții să vină foarte bine structurat, să zic așa. Nu, o jumătate de kilogram, un kilogram, poate, dar sunt lucruri... Jumătate de kilogram nu se pune. Sunt adică... lucruri normale, da, da. După, nu bea până înainte de antrenament și... După așa sărbători. Și, bun, asta... Nu, dar asta, știi ce, asta e o notă foarte bună din punctul meu de vedere, felul în care înțeleg această echipă foarte tânără, ce are de făcut în perioada imediat următoare. Pentru că e foarte ușor să scape acolo un kilogram, două în plus după sărbători. Că numai simplu mai fapt mult. Că nu faci, sau mai mult, numai simplu fapt că nu faci antrenament câteva zile și se cunoaște la un organism care e obișnuit cu efortul zi de zi. În tonus imediat se iese. În tonus, și altcumva urmează după aia... Nu, dar repet, consider că, deși e o echipă foarte tânără, denotă o anumită maturitate. Adică au înțeles pentru ce sunt aici. Asta încercăm și noi să le băgăm în cap sau să le spunem. Depinde cum te pregătești, cum îți petreci vacanța, ce faci în vacanță, pentru că automat îți va fi și mai ușor la revenire, la pregătirea de dinaintea returului, să intri în program mai ușor, mai normal, mai profesionist, să spun așa. Băieții ușor, ușor încep să înțeleagă și ei, mă refer la cei fără experiență, care mai tineri, mai, că avem și jucători foarte tineri care abia au terminat junioratul și care încă nu s-au lovit de probleme dintre astea. Noi încercăm să-i conștientizăm că depinde cum fac pregătirea, contează foarte mult cum au grijă de ei. Așa va fi și, știu eu, dacă Doamne ajută să promovăm, așa ne vom baza pe ei în continuare sau nu. Sau asta este, ne strângem exact. Mâna și, bă, și pentru că, uite, cum e cazul lui Călin. Eu îl văd foarte clar, omul a venit aici să promoveze. Nu, Liga a doua nu reprezintă absolut nimic pentru el. El trebuie să ajungă acolo, să joace în Liga a întâi. Dacă greșesc cu ceva, te rog să mă corectez. Chiar mă greșiți absolut. Ai văzut ca o rampă bună din punctul ăsta de vedere clubul din Suceava și îndrăznesc să cred că a fost inclusiv această chestie, această tradiție care a înflorit câtuși. Chiar cum se vedea Suceava înainte, când erai adversar? Suceava tot timpul a fost la orice echipă am fost, știam că e un meci foarte greu. Se aleargă foarte mult aici. Am mai fost odată la 18 ani și pe asta se bazează jocul. Au scos sufletul. Viteză, da, viteză. La extreme, contraatac, știai clar că în joci împotriva Sucevei, extremele aveau un meci foarte greu și nu neapărat doar extremele, toată echipa. Se aleargă un meci întreg, trebuie să alegi după ei. Deci știai cam la ce vii, da. Pentru că filozofia asta nu... Da, n-a dispărut, ai văzut că tot pe asta Nu, a rămas în continuare, joc în viteză. Pe asta se bazează Suceava de când este în ligă. Și când au câștigat și cu pe challenge, asta e stilul de joc care a fost tot timpul la Suceava. În viteză, totul se face în viteză. Și ca adversar împotriva Sucevei, trebuie să menții ritmul ăla măcar o repriză, ca să reușești să faci față. Da, să faci față sau chiar să câștigi cu ei. Deci știai, cu alte cuvinte, la ce vii, oricum, pentru tine, ideea e clar. Și eu cel puțin așa îmi imaginez, orice jucător își dorește să fie cât mai sus, la echipă de top, la Bayern. Consider că Suceava e o bună rampă de lansare pentru viitorul tău în cariera de handbal. Foarte bună rampă de lansare. În ultima vreme mi-au cam lipsit minutele de joc și de aceea am preferat să vin și aici. Fiind fost coleg de echipă și cu Adi și cu Andrei, știam că nu o să fie probleme la capitolul comunicare sau probleme de genul ăsta. Cu alte cuvinte, cunoșteai oamenii, știai despre ce e vorba. Deci știam la ce
la ce căruță mă înham, să spunem așa. Și nu am considerat că ar fi vreo problemă. Asta e cel mai important. Comunicarea între jucători și antrenori sau staff contează foarte mult. Și de aceea se și văd rezultate momentan pozitive, a spune eu, în relația antrenor cu echipa. Suntem conștienți din punct de vedere financiar, atenție, nu te întreb câți bani ei, că nu face parte din motivul pentru care a fost creată această emisiune, să aflăm cât, nu. Financiar știu că Suceava niciodată nu este una din echipele de top în ceea ce înseamnă... Da, n-a fost echipă de top, dar nici nu poți să spui că Suceava au dat salarii mici. S-au dat salarii în funcție de ce ți se cere. Deci n-ai venit la Suceava să spunem că... Să faci foame. Să-ți dea 5 lei și tu să faci treabă de 50 de lei. Deci da. Nu s-a pus niciodată problema așa. Toți jucătorii știu că nu neapărat doar Suceava în situația asta, să zici că... Bun, okay. N-am crezut nicio secundă că suntem chiar cei mai sau săracii ligii întâi, nu. Da. Dar eu asta am știut în permanență. Suntem o echipă modestă din punct de vedere financiar, da? Dar ambițioasă în ceea ce înseamnă progres. Da, s-a văzut. Uitați-vă, gen și echipa de anul trecut. Toți jucătorii care au plecat de la echipă, toți au împrăștiat pe la echipe bune de ligă. Deci nu au plecat la Codașe sau ceva de genul. Toți au plecat. Ba la Călăraș, ba la Bacău. Deci, Steaua. Timișoara. Deci jucătorii bine, asta e partea dureroasă pentru noi. Că da, din păcate am pierdut foarte mulți jucători. Că așa funcționează lucrurile în zona asta. Ai pierdut jucătorii, dar au plecat la ceva mai bun. Deci nu e ca și cum ai fi zis că ai avut echipa și să zică lumea, băi, echipa Suceava e foarte slabă. Deci, până la urmă se dovedește că echipa Suceava nu a fost slabă deloc. Din moment ce echipele au luat așa repede jucătorii. Da. Asta e dureros pentru noi, pentru că au fost momente anul trecut când nu înțelegeam ce se întâmplă. Da, se întâmplă. Asta e o viață de sportiv. Există, poți să ai echipă foarte bună. Vă zic cazul ce l-am avut la Timișoara când am mers primul an. Toată lumea ne vedea echipă de 1-4 și anul am luat locul 9. Următorul an am avut echipa mai subțirică și n-aveam nicio problemă. Am câștigat vreo 8 meciuri la rând. Fără nicio problemă și au luat locul 3. Deci și pur și simplu. E și chestia aia care nu poți antrena, norocul. Da, exact. E și norocul și nu știu, chestie pe care nu poți să controlezi niciodată accidentările. O, da. N-ai... Asta a fost crâncenă în anii trecuți. Mă uitam, nu știu dacă anul trecut sau cu 2 ani. N-am putut... Nu știu, au fost serii întregi de meciuri, niciodată nu am fost să zici că i-am avut pe toți valizi. Asta nu e o constantă care să zici că o poți controla sau ceva de genul, să zici, bă, săptămâna asta mi se accidentează 1-2. Nu, pur și simplu poate fi o accidentare foarte banală la antrenament. N-ai cum să controlezi chestiile astea și ăstea lasă un punct foarte greu, mai ales în cărca noastră ca jucători, o accidentare te scoate din circuit foarte greu. Cum stăm la acest capitol vis-a-vis de lungimea lotului comparativ cu alte? Adică eu gândesc totul în perspectiva acelui turneu semifinal prima oară. Anul ăsta să spunem că stăm bine, avem o bancă lungă, dar tot așa, cu mulți tineri. Pentru Liga a doua stăm foarte bine, adică probabil stăm cel mai bine, să spunem așa. Dar gândindu-ne în perspectivă, vor trebui întăriri serioase. Când mai avem ferestre de-astea de completare de lot? Fereastra se va închide acum cu prima etapă din retur. Prima etapă din retur când e? 2 februarie. Așa. Deci, odată cu prima etapă din retur, se încheie. Se încheie perioada de transfer. Ultima zi de transferul, da? 2 februarie, cât mai avem. Două săptămâni, fix. Două săptămâni. Oricum nu mai putem aduce nimic, pentru că nu prea bugetul mai... e cam gata. Așa, iar se va deschide cum perioada de transfer se va deschide cum se termină campionatul. Uh-huh. Deci cum pentru că, bun, eu mă gândesc, ok, ce putem, cum putem face. Dar ecuația stă la modul următor. Când se termină campionatul, una din echipele care e acolo în față, da? Sau, păi se poate întări foarte tare dacă are bani.
Da, da, da. Dacă are ce să aducă, deși e destul de problematic acum să găsești jucători, plus că sunt atâtea reguli cu jucători străini, cu jucători români, exact, cu nu știu ce, e destul de greu. Dar la nivel de teorie, dacă o echipă are bani, se poate întări în perspectiva turneului semifinal. Important este să termine pe locul 2. Gândesc și eu ca strategie, sau pun o întrebare. Termină pe locul 2 în serie, dar se întărește, aduce încă nu știu câți jucători. Dacă le mai iese și jocul din experiență, din moment ce, începe, când o să înceapă prima etapă din retur, gen 2 februarie, da, când o să înceapă, nu o să mai poți să transferi. Odată ce e trecut pe foaia de joc în altă parte, jucătorul nu mai voie să îl transferi înainte de gen să zici că stai... În perspectiva turneului, în final, nu mai poți să... Nu mai poți, n-ai. Deci odată ce acum, prima etapă, se oprește perioada de transferuri și începe abia la sfârșitul mai. Când se termină, când termină și liga. Când se termină și partea asta turneul de baraj. Și turneul de baraj. Abia atunci. Când se termină turneul de baraj, abia atunci. Atunci, nu, acum am înțeles. Eu mă gândeam că la finalul campionatului se deschide din nou. Nu. Când se termină tot cu turneul de baraj, cu tot, abia după aceea se deschide perioada de transferuri. Uh-huh. Între timp poți să discuți cu anumiți jucători, să spui să din mai... Să lotul pentru, știu... Da, pentru anul următor. Am înțeles. Bun. Mai luăm câteva minute de publicitate, după care revenim cu partea finală a emisiunii de astăzi.